Iată-ne în direct, doamnelor și domnilor, împreună cu domnul dr. Nicolae Dan, directorul Centrului de Sănătate și Medicină Preventivă Herghelia, profesor asociat la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Bună seara, bun venit, domnule doctor! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur că sunteți cu noi în studio în seara asta. Ultima dată ne-am văzut prin Skype la emisiunea Știrea Cea Bună. Da. Și vă mulțumesc mult că ați venit. Doamnelor și domnilor, vreau să vă arăt un curs universitar, de fapt, dietoterapie și nutriție bazată pe vegetale integrale. Acest curs universitar va fi tipărit în 2 săptămâni la editura Viață Sănătate, în 2 volume, autor domnul dr. Nicolae Dan și Valentina Dan, soția noastră, da? Da. Vreau să vă spun că este ultima realizare în materie de dietoterapie, nutriție din România. Vă felicit pentru această lucrare monumentală, domnule doctor. Și mai mult decât atât, eu încă sunt la cartea noastră de rețete de la Herghelia, apărută în urmă cu câțiva ani, dar este foarte bună și actuală și gustoasă, să știți. Nu cartea, ci rețetele care se întâmplă în cartea respectivă. Mulțumesc, nu. Într-adevăr, parte din materialul acesta l-am folosit pentru curs, dar nu este scris ca un curs. Deci l-am scris într-o manieră în care oamenii pot să înțeleagă, oamenii de rând pot să înțeleagă, dar bineînțeles că are și citații, cineva care vrea să aprofundeze sau cei care sunt în domeniul medical sau studenții găsesc studiile citate și pot să aprofundeze mai mult subiectul. Domnule doctor, v-am văzut într-un material astăzi în care ați vorbit despre faptul că dieta, hidroterapia, ne pot feri într-o oarecare măsură de virusul acesta teribil cu care ne confruntăm iată de un an și ceva. Ce ați putea să ne spuneți ca o introducere la subiectul din seara aceasta? Este că totdeauna e un disclaimer și la emisiuni și la cărți că cartea aceasta nu trebuie înlocuită cu sfatul medicului și cred că trebuie să fim oarecum atenți în domeniul acesta pentru că este destul de timpuriu ca să tragem concluzii. Deci învățăm mereu, știm că persoanele care au obezitate au de 2 ori sau de 3 ori mai mare riscul de a ajunge la spital, de a ajunge intubat, de a muri. Știu pe ea la mea lucrul ăsta. Da, deci ceea ce știm este că persoanele acestea care au boli cronice, sunt câteva elemente care sunt comune bolilor cronice. Unul dintre ele este inflamația de grad redus. Și în inflamația aceasta de grad redus sunt implicate exact aceleași linii de celulare care sunt implicate în apărarea față de acest virus COVID. Și sunt studii care indică că atunci când ai un sistem optim, deci un sistem optim care este bine, bine tunat, bine reglat, răspunsul este adecvat. Și nu există acel răspuns supra-licitat, acea turație maximă care, mă rog, poate să se termine în furtuna aceea de citochine și deces. Domnule doctor, am citit undeva și noastră îmi confirmați dacă e bine sau nu e bine ce am citit. Faptul că consumarea unui aliment bogat în zahăr, în foarte scurt timp, face ca în organismul nostru să existe multe transformări, inclusiv scăderea sistemului imunitar, care poate fi atacat în acele momente de virusuri, de alte boli și așa mai departe. Poate fi subjugat, să zicem așa. Și vreau să vă întreb dacă există o relație directă între sistemul imunitar și consumarea zahărurilor, zahărul, iată, am intitulat emisiunea noastră, zahărul, drogul legal din bucătărie, e atât de gravă problema aceasta cu zahărul, cu dulciurile, cu carbogazoasele care conțin zahăr, sau este o exagerare a tot ceea ce se întâmplă în ultima vreme pe linia aceasta? Nu, este foarte gravă și este adevărat. În tubul nostru digestiv sunt cam 100 de trilioane de microbi, bacterii. S-a crezut până nu demult că ele sunt
într-o stare așa de lasă-mă să te las, adică tu mă lași pe mine, eu te las pe tine. Nu s-a știut exact ce este cu acești microbi. O cantitate de la jumătate până la 2,5 kg de microbi. Ori să știm că ei sunt noi, sunt parte din noi și atunci când ei sunt în echilibru, lucrurile merg bine, metabolismul merge bine, nu se depune atât de multă grăsime, nu există atât de multă inflamație în sânge, în diverse organe, această inflamație de grad redus. Însă în momentul în care este un dezechilibru, se numește disbioză, încep să apară probleme. Și zahărul este unul din inculpații principali în crearea acestei disbioze. Pentru că zahărul astăzi este peste tot, de la ce bem, ce mâncăm, te duci la magazin să cumperi bulion sau pastă de roșii, trebuie să fii foarte atent să iei una care nu are, că majoritatea au. Că este zahăr, că este sub formă de amidon, amidonul este, cum să zic, similar zahărului. Și da, se produce această disbioză și marea problemă este că știm la ora actuală că aproximativ 3/4 din sistemul nostru imun este în intestin sau în zona intestinală. Acolo se pregătesc toți soldații aceia, pentru că acolo este zona unde intră în contact cu tot felul de microbi și este foarte interesant cum acești microbi care am zis că sunt în echilibru. Sunt foarte multe specii, peste 1000 și ceva, foarte multe specii, vă dați seama, 100 de trilioane, de 10 ori mai multe, mai mulți microbi decât celulele organismului. Și acești microbi semnalează și trainează celulele sistemului imun. Și până nu de mult se credea că sistemul acesta imun înnăscut, care este prima linie și când intră un coronavirus, este prima linie care interacționează cu acest virus, macrofage, natural killer. Aceste celule sunt trainate tocmai de această interacțiune cu ce intră în tubul digestiv și cu acest microb. Ori în momentul în care este această disbioză, există disbioză, celulele acestea tind să secrete citochine care să întrețină inflamația și deja este un teren viciat, este un sistem imun care nu reacționează corect la virus și din nefericire se traduce printr-o evoluție mai gravă. Sigur că sunt și deci dacă mâncăm elemente, zahăr, mult mai complex. Dacă mâncăm zahăr, în concluzia preliminară, tindem să devenim mai nesănătoși. Și dacă eliminăm zahărul din alimentația noastră, tindem să devenim mai sănătoși? Da, este clar. Deci crește riscul pentru boli cardiovasculare, crește riscul pentru accident vascular cerebral. Pentru fiecare 150 de calorii care provin din zahăr, riscul pentru diabet crește de 11 ori. Deci, la ora actuală, un profesor, Basu se numește, a produs un studiu în 2013 din... Studiul a luat în considerare populație cam din toată lumea și atât de puternică a fost legătura între ceea ce a constatat, deci între creșterea aceasta a caloriilor provenind de la zahăr și creșterea riscului de diabet, încât cei de la Harvard au zis asta este o legătură cauzală, exact ca și la tutun. Da? Deci știm că tutunul este responsabil pentru majoritatea cancerelor pulmonare și tot așa zahărul responsabil pentru majoritatea cazurilor de diabet. Da, acum intrăm puțin pe linia aceasta să vorbim la concret, domnule doctor. După cum știți, în România încă se consumă substanțe ca înlocuitor de zahăr. Mă refer la banalele sucuri care n-au zahăr, da, carbogazoase. Aspartam, zaharină. Aspartam, zaharină și alte produse. Cât de sănătos este, spre exemplu, să te dai mare că nu bei sucul respectiv, carbogazoasa, cu zahăr, ci să bei fără zahăr, că n-are atâtea calorii și că nu-ți face așa de rău ca și cealaltă. Cât de adevărată e chestia asta? Dacă e posibil să o definim în seara asta.
S-a crezut inițial că așa este, că într-adevăr se și numesc îndulcitori non-calorici. Ideea ar fi că nu aduc calorii. Din păcate s-au făcut studii. La ora actuală știm că, de exemplu, cei care consumă timp de 9 ani asemenea băuturi, la un nivel mediu, nu exagerat, le crește de 3 ori grăsimea abdominală. Deci, până la urmă, studiile ne spun la ora actuală că sunt la fel de sănătoase ca și zahărul. Adică nesănătoase. Da, adică sunt la fel de nesănătoase. Da. În America nu se mai consumă de ani de zile aspartam. Este atât de gravă? Da, dar ei folosesc sucraloza și așa mai departe, dar toate au aceeași problemă. Acum o întrebare capitală, domnule doctor. Cât de diferită este mierea de zahăr în procesul alimentar? Mărturisesc că am adus un flash drive pe care am vrut să punem diverse forme de... Am două diapozitive cu diverse forme de zahăr ca telespectatorii să vadă, dar am uitat, e aici. Da, acum e un pic am târziu. Da. Nici o problemă, ne explicați. Poate discutăm și despre aspectul ăsta că unii se uită pe etichetă și nu scrie zahăr și se bucură, ăsta nu are zahăr. Dar, de fapt, mai încolo sunt câteva itemuri în rețeta respectivă care este zahăr, care se numește altfel. Cum se numește? Păi poate fi zahăr brun, poate fi sirop de porumb, sirop cu o concentrație mare de fructoză din porumb. Siropul de arțar, la fel? Sirop de arțar. Deci tot ce înseamnă carbohidrați sau zaharuri simple, concentrate. Așa ajungem la miere. Cred că mierea este puțin mai bună decât zahărul, în sensul că în zahăr avem două molecule, glucoză și fructoză. În miere avem doar fructoză, în majoritate, și este un pic diferit metabolizată la fiind nivelul... Fiind un produs natural. Nu numai pentru asta, dar fructoza nu ridică atât de mult glicemia ca și glucoza. Dar pe de altă parte, fructoza într-o concentrație mare sau în cantități mari crește tendința ficatului de a transforma caloriile în grăsimi. De obicei, mierea este vândută pentru calitățile ei nutriționale, în sensul că are minerale, vitamine. Și se știe care, deci s-au măsurat acestea. Deci ar trebui să consum mari cantități, de ordinul la jumătate de kilogram sau poate un kilogram, ca să ai minerale, doza de minerale sau de vitamine care se recomandă pentru o zi. Deci clar nu este o sursă de minerale și vitamine. Cred că este ceva mai bună, dar trebuie, exact cum spune Scriptura, mierea este bună, dar mierea trebuie consumată cu măsură. Să nu mănânci multă miere, da? Da, să nu mănânci multă miere, da. Da. Domnule doctor, avem o problemă. Totul este aproape cu zahăr. Conservele, așa cum a spus dumneavoastră, chiar și o banală fasole, conservă de fasole, da, are zahăr. Apă, zahăr, fasole și așa mai departe. E un bun conservant zahărul? E problemă dacă mâncăm conserve? Chiar să-l scoatem de tot din bucătăria noastră? Cum recomandați? Deci este o grupă de vârstă la care recomandarea este să fie scos de tot. Peste câți ani? În sensul 0-2 ani. Deci, s-a descoperit treaba asta? Din 5 în 5 ani, Guvernul Statelor Unite, e vorba de Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, scot un ghid pe care îl updatează cu ajutorul oamenilor de știință, îl updatează tot la 5 ani. A ieșit cel mai recent, acum în ianuarie, în anul acesta, și pentru prima dată în ghidul acesta nu au făcut recomandări pentru... Până acum recomandările erau de la 2 ani până la moarte. De data asta au împărțit în grupe de vârstă. Au împărțit de la 0 la 2 ani și motivul a fost următorul. Ne-am dat seama, spuneau ei, că majoritatea obiceiurilor legate de alimentație se clădesc acum.
Copiii învață acum cum să mănânce, cât de dulce să mănânce, dacă mănâncă legume și fructe sau mănâncă doar alimente procesate, chipsuri și așa mai departe. Și ăsta e motivul pentru care în anul acesta, pentru prima dată de la apariția acestui ghid, au făcut recomandări și pentru 0-2 ani. Apoi, deci între 2, 0 18... și 2 ani să nu se consume deloc. Da, deci asta dulciuri. E recomandarea, să nu se consume alimente care au zahăr adăugat. Asta înseamnă că este ok să folosești un aliment care în starea lui naturală are zahăr sau fructoză. Mă rog, când spun zahăr, sunt acest carbohidrat, zaharul simple. Este ok, dar nu să adaugi. Deci, există un concept foarte important la ora actuală în nutriție, și anume alimente care sunt dense în nutrienți. Asta înseamnă că alimentul acela a fost, este așa cum l-a lăsat Dumnezeu, sigur unii nu cred în el, dar așa cum se găsește în natură, pentru că concentrația este optimă de nutrienți și este dens în nutrienți. În momentul în care adaugi zahăr, în momentul în care adaugi amidon, în momentul în care adaugi grăsime, economic este cum să zic, profitabil pentru că astea sunt ieftine. Dar în momentul în care adaugi astea, de fapt diluezi alimentul respectiv și el nu mai este dens în nutrienți. El devine dens în calorii, dar diluat în nutrienți. Și acesta este conceptul care spun ei trebuie să fie aplicată și la ființa aceasta ca umană în devenire. Deci de mic trebuie să-l învățăm, să-i placă și să consume aceste alimente care sunt dense în nutrienți și să nu prefere alimentele care au o grămadă de zahăr, care sunt dense în calorii, dar sărace în nutrienți. Avem o problemă aici. Imaginați-vă un copil, un bebeluș, da? De la 0 la 2 ani. Este ferit de părinți să nu mănânce bomboane, să nu mănânce ciocolată de la prieteni, de la rude. Că acum nu putem fi izolați de prieteni, de rude, de ziua de naștere a unui coleg la școală, unde vine mama cu un tort, unde vine cineva. Știți că până la 2 ani deja copiii sunt primiți la creșă, da? La școala lor, la vârsta respectivă. Nu știu dacă e și bine. Da, asta. Mă rog. Ideea este că copilul nu mănâncă, părinții nu-l lasă și la un moment dat scapă la o bomboană sau la o pătrățică de ciocolată. Un an și ceva. Știți ce se întâmplă? Deci se întâmplă că parcă nebunește copilul de bucurie că a găsit ceva unic și repetabil. Este o experiență la care sunt martor. Vrea acel produs dulce, vrea, nu cumva abținerea asta totală de până la 2 ani va face ca el în momentul în care dă de gust să nu se mai poată stăpâni? Aici este problema. Orice reformă trebuie începută de undeva. Deci știința lucrează cu, adică încearcă să afle care este adevărul. Apoi, cei care sunt în sistemul medical încearcă să-l prezintă populației, acesta este adevărul. De multe ori aceste ghiduri nu sunt așa cum le prezintă oamenii de știință. Sunt pieptănate, sunt negociate cu industria alimentară și s-a dus un pic la, așa, la un mai de drum de mijloc, să nu fie exagerat, mai aproape de oameni. Dar eu cred că este sarcina noastră să spunem adevărul. Ăsta este adevărul. Unii îl aplică, vor avea rezultate foarte bune, alții mai au rateuri, dar pe măsură ce se știe, dacă n-am fi procedat așa, toată lumea ar fuma astăzi și n-ai avea loc unde să te duci, cum era pe vremea lui Ceaușescu, în tren se fuma, peste tot se fuma. Deci ia timp. De la ghidul acesta care zic eu este un început, o să ia timp până când oamenii, sistemul, nu o să mai pună, cel puțin în alimentele pentru copii, nu o să mai pună zahăr și lucruri de genul ăsta. Deci undeva eu cred că trebuie să începem. Este adevărat, deci s-au făcut și mai ales pe șoareci, pentru că este inuman să faci asemenea studii pe oameni, dar indirect s-a demonstrat treaba asta și pe oameni, că zahărul este asemănător cu opioidele, cu drogurile, cu cocaina. Deci șoricelul a preferat apă cu zahăr în locul cocainei.
Deci este, la ora actuală știm că prezintă toate caracteristicile unei substanțe care produce dependență. Când cineva zice aș mânca ceva dulce, înseamnă că are niște probleme? Nu aș cataloga, da? Înseamnă că e un obicei. Deci este acolo un obicei. Un obicei poate de a termina masa cu ceva dulce. Cât de bun e obiceiul ăsta de a termina masa cu ceva dulce? După ce ai mâncat, nutrienții, domnule, să termin cu ceva dulce. Întrebarea asta are și într-un fel și răspunsul. Este clar că dulciurile, zahărul, alimentele care conțin mult zahăr nu sunt bune pentru sănătate. N-aș zice că trebuie excluse total, nu. Deci trebuie mâncate excepțional, ziceți. Da. Deci și o ciocolată, știu, din când în când, rar, dar nu să fie zilnic. Zilnic să fie o ciocolată, zilnic un Coca-Cola sau așa ceva. Nu avem voie să facem antireclamă. Un suc carbogazos, da? Da, un suc carbogazos. Așa, am înțeles. Domnule doctor, am avut o perioadă în viața mea, acum mă dezvălui așa, fac o dezvălui de sine, când am hotărât, studiind și eu niște materiale, să practic un regim alimentar în care să mănânc alimente cu indice glicemic sub 40. Indicele glicemic al alimentelor este gradul de zahăr care se găsește în alimente. Ce să mai povestim? A, și reacția pe care, da? Ca să spunem, pe aia dreaptă, pâinea are 80. O pâine obișnuită, pâine albă. Reacția, mai degrabă, reacția organismului, modul în care variază glicemia după ce ai mâncat. Alimente cu indice glicemic sub 40, am mâncat cât am vrut, fără să mă abțin. Și am încercat să mănânc zilnic glucide, lipide, proteine. Spre exemplu, vă spun câteva dintre ele. Cu siguranță că dumneavoastră le știți mai bine decât mine, dar o să vă dau o paletă largă. De exemplu, dintre proteine, ciupercile sunt sub 40. Năutul e la limită, 40-45 și așa mai departe. Dar ca și năut. Dintre fructe, am putut să mănânc doar mere și prune, care sunt sub 40. Dintre legume, majoritatea sunt cele crude, da? Sub 40. Morcovul are 15, dar morcovul fiert, în mod ciudat, poate să aibă și 80. Ceea ce e foarte interesant, că prin fierbere nu știu ce zaharul extrage el sau se fixează și ajunge să fie mult mai dulce. Ceapă, usturoi, roșii, ardei, castraveți, țelină, toate acestea sunt sub 40. Rezultatul a fost că în câteva săptămâni am slăbit foarte bine și m-am simțit bine, sănătos. Întrebarea este, e indicat un astfel de regim hipoglucidic ca să eliminăm cât de mult n-am mâncat zahăr, n-am mâncat prăjituri, n-am băut sucuri, adică e un regim din ăsta destul de spartan. În schimb, am mâncat, așa, și fasolea este sub 40, fasolea fiartă, puneam o salată mare, două boluri de fasole fiartă, mâncam, derupeam, nu răbdam foame, în același timp mă urcam pe cântar, aveam 200 de grame mai puțin aproape în fiecare zi. Cu toate că munceam și așa mai departe. Cât de sănătos este un astfel de regim, cât de bine este, ce dezavantaje are, cum ar trebui să facem? Da, păi este, cum l-ați și numit, este ok să fie un regim. Cred că este mai greu să-l urmezi, a la lung sau o viață întreagă. Da. Cred că este bine pentru organism din când în când să aibă niște pauze din acestea nutriționale, să fie pe un tipar de alimentație care este mai ușor de digerat, care nu îi creează atât de multe probleme. Așa cum este bine în ultima vreme, postul intermitent, restricția calorică sau autofagia, așa mai științific, este un domeniu foarte studiat și se pare că are multe consecințe pozitive pentru sănătate. Deci nu, este ok. Chiar și o cură de crudități, vara când sunt din abundență, cred că este ok. Mai ales pentru cei care lucrează intelectual, chiar sunt niște vacanțe nutriționale de recomandat. La institutul pe care îl conduceți,
ce fel de alimente pregătiți pentru oamenii care vin acolo? Și iată o întrebare. E posibil să venim la Centru Herghelia și din străinătate în această perioadă, ne întreabă doamna Mimi, sau e închis? Cum este centrul nostru acum? Nu, este deschis. Este deschis, da? Da, se poate, dacă nu sunt probleme legate de carantină sau... sigur că se poate. Da. Ce încercați să le dați oamenilor de mâncare? Păi, deci noi am pornit de la următoarea idee, că dacă... avem o dietă sau o alimentație foarte, foarte strictă, oamenii nu vor putea să țină tipul acesta de dietă după și acasă. Ce da, deci am încercat să prezentăm un model de dietă care poate că pentru unii este extrem, poate pentru cineva care e la 30 de ani, care încă nu are nicio problemă, poate că nu... Dar în general nu vin oameni care n-au absolut nicio problemă. Mai vin tineri, da, pentru prevenție, pentru că educație. Dar sigur, majoritatea sunt 45, 50, 60 de ani. Deci după ce ai trecut de 45, să te aștepți că... Da, da, încep să scârție. Nu înțeles, ne pregătim de acum, domnilor. Asta zic, că prezentăm o dietă care are efect în bolile cardiovasculare, în diabet, deci în bolile cronice. Și sigur, fiecare poate să decidă dacă va respecta dieta respectivă sau va combina cu dieta dinainte. Asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Dar le dăm un model de dietă care este potrivit pentru tratamentul bolilor cardiovasculare, obezității, diabetului. Deci boli cu care înseamnă probabil ce? Că 80% din populația adultă se confruntă. Care înseamnă ce? Ce fel de model de dietă? Deci este un model de dietă care urmărește practic cele mai noi ghiduri. Dacă vă amintiți de farfurie, că aceasta a fost înainte piramida, da, acum este farfuria mea. Ideea este, dacă ai strânge tot ce mănânci într-o zi, într-o farfurie, ea ar trebui să arate cam așa, că jumătate să fie legume și fructe, poate ceva mai multe legume decât fructe, apoi cealaltă jumătate, un sfert să fie cereale, dacă se poate toate integrale, și un sfert proteine. Deci în 2010, pentru prima dată, nu s-a mai sugerat că trebuie neapărat proteine animale, ci proteine. Acestea pot să fie, sigur, de origine animală sau pot să fie de origine vegetală, leguminoase, nuci. Nuci însemnând și alune și... Da, tot felul de semințe și tot felul de semințe, soiuri de nuci. Și cam așa este și ceea ce dăm la pacienților la Herghelia. Încercăm să ținem cont de aceste recomandări și vedeți că nu este dificil, pentru că diferența dintre omnivor și vegetarian este doar în acest pătrat, nu? Unde este vorba de proteine. Ori dacă ai proteine vegetale suficiente, nu ai nimic de pierdut. Și mai ales că știm tot mai multe despre proteinele animale și nu lucruri pozitive. În 2019, în 2020, au fost publicate două studii făcute de Universitatea Loma Linda din California și Universitatea din Paris. Și principalii investigatori au fost profesorii din Paris. Și pentru prima dată au reușit să separe influența grăsimii de influența proteinelor animale și crește cu 60% riscul pentru boli cardiovasculare. Și apoi, în al doilea studiu, aminoacizii, așa zis, esențiali din proteine animale, la fel, au crescut riscul tot la fel, în comparație cu aminoacizii neesențiali din proteinele vegetale. Deci, tot mai multe date se acumulează care incriminează proteina animală în bolile cardiovasculare, în boala de inimă, nu doar grăsimea. Așa că, de asta zic, că la Herghelia dăm o dietă care este în acord cu cele mai noi ghiduri. Acum, o întrebare foarte importantă pentru noastră. Am trecut deja de la zaharuri la alimentație sănătoasă, domnule doctor.
Din perspectiva noastră, ați umblat mult în lume, ați făcut cursuri de nutriție în America, peste tot, v-ați întors. Beneficiem de cunoștințele dumneavoastră aici în România. Vă felicit personal pentru că v-ați întors și v-ați pus în slujba cetățenilor României. Din perspectiva noastră, pe termen lung, e bine să fii vegan sau ovolacto-vegetarian? Dacă proteina animală o iei cu măsură și nu neapărat în fiecare zi, cum vedeți acest raport? Cred că nu este corect să, ca o schimbare în dietă să o faci de dragul schimbării. Adică nu este corect să elimini carnea cu orice preț doar de dragul de a elimina carnea. Cred că primul principiu și cel mai important în nutriție, chiar și pentru cei care poate din anumite motive religioase, fie că sunt ortodoxi, fie că sunt adventiști, elimină carnea, primul principiu este că dacă elimini ceva, trebuie să pui în loc ceva mai bun. Pentru că, de bine de rău, și în România, așa cum am mâncat, am supraviețuit, nu, sute de ani. Sigur că n-am mâncat carne de porc în fiecare zi sau grăsime. Deci, știm cum au fost chiar bunicii noștri. Deci, carnea se mânca din când în când. Dar, în principal, era o dietă preponderent vegetariană. Plus că era postul de miercuri, postul de vineri, posturile mari, posturile mici. Deci, adunate cam jumătate de an, strămoșii noștri au fost vegetarieni, că erau serioși cu ținerea postului. Dar de asta zic că nu cred că este un scop în sine. Pentru că dacă este un scop în sine, poți să ajungi, domnule, ok, nu mănânc proteină animală, dar mănânc o grămadă de cartofi prăjiți, chipsuri, orez alb, paste făinoase albe, chiar și băuturile răcoritoare. Că nu sunt carne. Da, nu sunt carne. Și atunci poți să ajungi într-o situație paradoxală în care o dietă care pasămite ar fi mai sănătoasă este mult, mult mai nocivă decât, o dietă mediteraneană, să zicem, în care mai mănâncă omul de 2-3 luni sau o dată pe săptămână un pic de pui, un pic de pește. Adevărul este, dacă stăm așa să ne gândim, o porție sau două de pește pe lună sau chiar de două ori sau pui, influența este aproape de zero în contextul la celelalte pe care le mănânci. Deci de asta zic, primul principiu, înlocuiești dacă ai ceva mai bun. Și atunci, dacă în zona ta unde trăiești nu ai cu ce să înlocuiești, de ce să te lansezi să fii total vegetarian? Sau nu ai cultura schimbării? Pentru că ca să știi ce este mai bun, trebuie să ai anumită cultură. Nu numai așa din nu știu ce ziare sau nu știu cine a zis. Și mai ales pentru copii să faci treaba asta nu este corect. Nu este deloc corect. Deci atunci mai bine lași pe o dietă ovo-lacto-vegetariană sau chiar omnivoră, dacă nu știi cu ce să înlocuiești. Deci cred că asta este marele principiu. Odată ce ești într-o zonă și ai și cultura necesară și știi, uite mai sunt atât de multe lucruri mult mai bune cu care pot să înlocuiesc ăsta, atunci da, este timpul să înlocuiești. Și, da, am răspuns întrebarea. Într-o oarecare măsură, da, și continui întrebarea. Spre exemplu, în momentul în care ai cultura, și ai și posibilitățile. Pentru că România, acum, cum să zic, sunt mulți oameni care de ani de zile sunt fie ovo-lacto-vegetarian, fie vegetarieni fără a mânca produse animale. Veganismul poate înseamnă ceva și o filosofie, altceva. Și îmi place să zic vegetarian sau ovo-lacto-vegetarian. Sau total vegetarian, da? Sau total și ovo-lacto-vegetarian. Așa. Ai cultura, îți dai seama că produsele acestea, în general, mai ales cele de pe piață, nu sunt foarte sănătoase și atunci încerci să înlocuiești și ai și cultura și ai și posibilitatea. Deși ce am văzut în ultima vreme este un atentat la bunul simț ce fac aceste firme care fac produse vegane, fără carne, fără produse animale, de două ori mai scumpe decât produsele cu carne. Este
îngrozitor ceea ce fac oamenii ăștia, doar ca să-și vândă marfa. Sunt totuși firme care rămân la prețurile bune, dar sunt unele pe care probabil că le-ați văzut și noastră. Dublu, prețul dublu și mai bine de dublu, când n-ai pentru ce să pui acel preț dublu acolo. Ai posibilitatea, ai cultura. Cum e cel mai sănătos pe termen lung? Total vegetarian, cu proteine, cu glucide, cu lipide, fără exces de paste făinoase și amidon și așa mai departe? Sau e bine să ai câte un pic de ou, câte un pic de lapte, poate nu neapărat lapte de vacă, poate brânză sau poate unt sau ceva de genul acesta, din perspectiva noastră ca un specialist? Dacă mergi pentru ce este cel mai bun, este clar că o dietă total vegetariană. Dacă este științific, dacă o facem cunoștință de cauză, asta este. Și asta spun studiile. Cel puțin studii care s-au făcut în Statele Unite, în Anglia, Germania. Vă asigur că poate ar trebui să facem și în România așa ceva, ca să putem să spunem, da, domnule, pentru România asta este. Dar cam asta este tendința în lume, cam asta este ideea. Și asta ne spun studiile științifice, este cea mai bună dietă la ora actuală. Este bună și pentru oamenii sănătoși și pentru oamenii care sunt bolnavi și este bună și pentru planetă. Deci are, din punct de vedere al mediului, are amprenta cea mai blândă. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru această seară minunată pe care ne-ați oferit în acea a doua parte a emisiunii. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi domnul doctor Nicolae Dan, a trecut timpul foarte repede. Succes la Hergelia cu tot ceea ce faceți. Domnul dr. Nicolae Dan este directorul Centrului de Sănătate și Medicină Preventivă de la Hergelia, profesor asociat la UMF Târgu Mureș. Luați această emisiune, vedeți că sunt lucruri extrem de importante în ea. Nu uitați că la știrea cea bună vin oameni care au ce să spună. Mâine seara ne reîntâlnim cu Mihai Neamțu pentru a pregăti drumul spre înviere, o nouă ediție de excepție. Sper să fiți împreună cu noi. Sunt Cornel Drăvășan. O seară minunată! Nu uitați să vă abonați și să activați notificările de pe canalul nostru de YouTube pentru a primi mai multe informații de la noi.